Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Japonia a fost lansat inelul inteligent, un inel inteligent, îi spune Everring, cu ajutorul căruia poți face plăți contactless. Deci, ca o verighetă. Inelul ăsta se scrie în conceptul mai puțin înseamnă mai inteligent. Acum, în Japonia, în ciuda a ceea ce crede lumea, Japonia e văzut așa ca un soi de avampost al tehnologiei moderne, totul e electronic, e taman dimpotrivă. Plățile cu cardul acolo sunt foarte reduse, lumea preferă cash-ul, guvernul face eforturi serioase să-i convingă pe japonezi să treacă totuși la plăți. Este un nou inventat totul în direcția asta și acum? Ba da, da, au aplicat pe alții. Acolo se preferă, japonezilor le place foarte mult cash-ul. Și au mașinării întregi, pentru că ei folosesc cash. Asta cu cardul la ei nu. Și acum încearcă cu asta, cu acest inel, care e făcut din zirconiu ceramic. Mă rog, înțeleg că se folosește și la stomatologii folosesc. Deci totul e despre bani, înțelegi? Inelul care faci plăți, îl pui și același material se folosește pentru plombe. Deci nu, de ce nu plătești cu măseaua? Da, bună. Să se ajungă și la asta. Da. Dar acum au revenit la modă ghiulurile. Poftim. La noi, cel puțin. Ați remarcat? Nu, 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 nu ne-am remarcat. Unde anume au revenit la modă ghiulurile, Luca? Nu cred. La tineret. Puștii acum au ghiul, dar nu mai poartă, cum era pe vremea noastră, ghiul de aur. Sunt de argint, niște ghiuluri de argint sau de fer. Așa. Ori cu piatră, în general, neagră. Serios? Am remarcat, ori cu capete de mort, genul ăsta, știi? Serios? Da, 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 da. Uite, să te observat. Uiți pe la artiști, pe la colegi mai tineri. Zău? Da, se poartă. Bine, o să mă uit pe colegii de la Virgin au ghiul. Avem și colegi acolo cu ghiul. Cu cap de mort sau nu numai știu, pentru exact, rocker? Nu, cu piatră. La Virgin e ghiul cu acadele sau ceva. Sunt mai mitite. Bun, deci inelul ăsta nu are baterii, nu necesită încărcare, ceea ce e foarte mișto. Ia uite-l pe Luca. Asta e fascinant. Păi cum? Da, e cum funcționează cardul contactless. Deci nici cardul tău nu necesită. Nu e pe baterii. Mamă, ce tare, cum au făcut? Au luat un card, l-au răsucit în formă de inel, se-l pun pe deget. Arată foarte frumos așa. Dar și poți să-l încarci. Încarci cu, până la, deocamdată e limitat, 200, cam echivalentul a 250 de euro. Poți să pui pe card. După aceea se face inel. Greu. Da, cred că da. Și trebuie să-l sincronizezi cu contul tău bancar și poți să-l controlezi de acolo, din aplicație. Adică dacă îl pierzi, poți să-l blochezi din aplicație. Sau dacă îl ia, Doamne ferește, soția și se duce la cumpărături, e cu limită, 250 de euro, câtă pagubă să facă. Apropo de inel. Te uiți fix la mine. Mă uitam, da. Deci m-am dus într-o direcție periculoasă. Și Rumburac avea probleme cu Arabela, da, cu și mai blocau inelele. Mai ciupeau inelul de la unul la altul. Da? Da, un inel de ăsta care se face încasări, aș vedea. Cred că în Parlament au inele de-astea care se fac încasări, de fapt, în loc de plăți. Așa, Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.